Bună ziua, oameni buni, eu sunt Sicario și bine v-am găsit la un nou episod de SAM pe serverul de Bizon. În acest episod aș vrea să vă mulțumesc extrem de mult pentru atingerea pragului de 300 de subscribers. Chiar nu m-am gândit că o să ajung la acest număr deoarece, nu știu, m-am gândit că poate de la calitatea audio sau video de la unele clipuri nu o să vă satisfac atât de mult încât să mă încurajați să continui ceea ce fac. Dar uite că voi ați făcut-o și pentru asta chiar vă mulțumesc și vă sunt recunoscător. Like-urile, subscribe-urile și mesajele voastre de susținere din joc chiar mă fac să continui asta, deoarece într-un fel mă simt mai optimist și îmi dă acel impuls de a continua treaba. Băi, chiar vă mulțumesc pentru încurajare și sper că acest canal să ajungă cât mai mare cu ajutorul vostru, bineînțeles. Haideți să vedem dacă se poate ajunge la pragul de 500 de subscribers, pentru că eu o să pregătesc cu siguranță o surpriză majoră, zic eu, pentru voi. În rest, cam atât am avut de zis. Mulțumesc încă o dată și hai să trecem la trebușoarele noastre. Da? No, bun. Vreau să vă anunț că să lăsați provocările deoarece mâine o să le pun în practică și tot mâine cred că o să apară și Bizon Challenges episodul 4. Provocările o să trebuiască să le lăsați în secțiunea de comenți ale episodului precedent, adică Bizon Challenges episodul 3. O să vă las și un link în descriere, dar nu uitați să citiți și regulamentul seriei înainte, ok? Bun. Băi, ce să vă mai zic. Am ajuns și acasă și și cred că bănuiesc că ați observat și voi că n-am mai postat în ultimele zile. Băi, a fost în Constanța în ultimele zile pentru că am început școala și în timpul săptămânii o să fiu la școală, deci n-o să am calculatorul acolo ca să, mă rog, să fiu în Constanța și n-o să am calculator acolo pentru a filma și chestii de astea. O să am doar laptopul, dar nu merge, nu pot să filmez pe el. Da, în fine, ați înțeles și voi, sper să mă înțelegeți și pe mine. Da. Da, o să mă duc puțin până... Cine? Să văd ce se întâmplă în training-ul. Pare că au avut ăștia activitate pe aici. Da. Băi, astăzi vreau să fac și eu niște meciuri la Paintball Arena, așa că o să mă duc acum. Deoarece nu prea am mai jucat de mult și chiar vreau să vă arăt și vouă cât de paletă, între ghilimele, sunt eu la Deagle. Sau, mă rog, să vedem ce arme o să pice. Sper să nu mă fac dracu de căcat, dar nu-i bai. Vă dați și voi seama, facțiune pașnică, ale. Da. Mama, să vă povestesc o fază din tren, că eu am venit cu trenul. Băi, mergeam eu liniștit, oprește trenul în gară. Intră un boșorog și un om mai tânăr așa și se așează boșorogul ăla lângă mine și celălalt față în față cu boșorogul. Că știți că în tren sunt patru scaune așezate față în față, mă rog. Păi și boșorogul ăla s-a așezat exact lângă mine. Și când a început să vorbească, îi puțea gura să-mi bag picioarele, deci am zis că mor. Băi, și la un moment dat vine controlorul. Au scos să ia biletele și când a scos boșorogul la biletul, am văzut că are Fetești acolo pe el, adică eu sunt din Cernavodă și ăla e din Fetești. Din Cernavodă până în Fetești faci vreo jumătate de oră cu trenul, cam așa. Și când am văzut că e din Fetești, am zis că mor până la Cernavodă, că ăla tot vorbea în continuu cu omul acela din fața lui. Cred că și pe ăla săracul ăla, terminat. Acum nu judec, dar frate, eram acolo gen,
Mamă, nu mai scap o dată de ăsta, cred că îmi cad de dracu părul din nas până, până ajung la, la cenavodă. Dar se pare că am supraviețuit și na, că mă aflu aici cu voi acum. Hai că mă duc și eu la paintball. Bă, ce naibii? Se pare că e event. Ah, bun, perfect. Mă fac de căca la event direct. Hai că mă duc și eu repede, sper să ajung până începe. Hai să vedem. Arma mi se pare că e în 4, nu? Da. Cam nasol. Da, ce să faci tu? Da, ce să faci? Da. Deci în 4 old school, free for all, bun. Cât era primea? 15 pk. O singură rundă. Perfect. Sper să câștig, cred. Ce vrăjeală. Stați-vă și de cât timp filmez. 7 minute, bun. Old school. Dar asta e nasol, că trebuie să așteptăm câte 30 de secunde după ce alegem chestiile astea. Da. Haideți mă o dată, aoleu. Bine, de câștigat clar o să câștig, dar... Da. Încercăm, nu? Clar. Mamă, ce lag are ăsta. Mamă, ce lag are, tu ești nebun? De-abia acum ai luat HP. Clar. Ah, da. Acum că filmez, nu apare... Nu apare scorul în dreapta. Mă rog, cine a omorât pe cine, dar nu-i baia. Dacă închid filmarea, se vede. Chiar nu știu de ce n-ai bine se vede. A, n-ai bihoți. Clar. E unul sus acolo. S-a pus și ăla. Mor drag. Aoleu, 3 în 2, ești nebun. Se poate și ceva. Ia-te altul ăsta. N-ai ce să faci. Clar. What the fuck? M-a luat cu pumnul. Da, nu-i bai. Aoleu, de ce urăsc că se întâmplă asta. Spawnează câte 100 de inși în același loc și ne blocăm. Și iau-te ce se întâmplă. Ah.
Da. Hai că l-am furat-o pe ăla. Clar. Vezi că nu pot să văd scorul. Scorul și asta, cine a omorât pe cine. Killurile și toate prostiile. Da. Este un nob aici. Clar. S-a situat prea bine ăla. Bă, tu ești nebun? Cine ai bine? Nu mi-apar morții. De câte ori am murit. Lot, de câte ori am murit. Te-am naibii, bă! Așa, mă, pe se poate. Bă, dar ce fură ăștia, mă, tușine e bun. Da. Hai, bă, încă două kill-uri și și-l iau pe ăla. Încă un kill. Mamă, dacă ies la egalitate, dar nu se poate, nu se poate așa ceva. Ce căcat, mă, tu ești nebun? Câștigat ăla. Lol. Am ieșit la, la egalitate, dar se pare că... Da. Lol. Bă, el trebuia să câștig deoarece aveam 12-7 și el a avut 12-9. Dar a câștigat el că a făcut, primul 12 kg, cred. Da. Băi, cam asta a fost și cu acest episod. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și eu să vă rog, dacă sunteți amabili, să-mi acordați și mie un subscribe, un like și un share. Și nu uitați de acea surpriză pe care o să o pregătesc pentru voi dacă se strânge numărul de 500 de subscribers. Așadar, eu am fost Sicario și let's play together. Baftă!